Astăzi mă întorceam de la muncă și la un moment dat ascultam la radio, bine, trebuie să înțelegi și acea glumă, la Kiss FM, ceva de genul în felul următor. Ce glume se mai pot face cu IT-iști și cu motobiniști? Păi când un IT-ist este conducător auto și este IT-ist, este în felul următor. Când cineva te lovește la semafor, you have a new hardware on back of your device. Sau, someone insert on your front of the car new device. Sau, atunci, deci acestea sunt accidentele pe față și pe spate. Pe laterală, când sunt zgârieturi, someone scratch your car, you must to remove the scratch with formula scratch, or you must uninstall your scratch with other formula scratch. Și ar mai fi mai multe. Când îți pierzi o roată sau you lose your left hardware or left rubber sau tire. Interesant, nu? Stai să vezi când nu-ți merge radio și dai comenzi vocale la el și vorbești la el în engleză și nu te înțelege. Te uiți ca la vaca care e bou. Și știi cum să repari, dar nu poți să treci de producător. Și te duci peste producător și spui, știți acest mic SD card pe care îl aveți pe bordul dumneavoastră la BMW și cartela SIM pe care o aveți este blocată pentru a dumneavoastră piață. Este pentru siguranța dumneavoastră că în momentul când rămâneți fără semnal în altă țară, să știm că ați părăsit această țară sau să vă salvăm când ați picat în prăpastie. Și atunci vrei să ieși cu al tău BMW, cu al tău SD card, afară și începi să înjuri ca la ușa cortului că nu poți să treci de producător în veci. Sau cartela SIM blocată, adică trebuie să te duci la Vigafon să-i dea un unlock la telefon ca să ai, ca să ai date mobile pe al tău BMW sau Mercedes. Sau Mercedes-Benz. Interesant, nu? Benz. Mai ceva cum zice Benz. Vă las să discutați și să râdeți.